Primăria satului Suruceni a lansat un nou proiect, proiect pentru localitate, pentru regiune, dar și pentru Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului Bazinul Mării Negre 2007-2013. Proiectul se numește Sistem de Certificare a Calității în Agroturism. Este un proiect ambițios care presupune impact la nivel național, dar și la nivelul regiunii Bazinului Mării Negre, având în vizor Republica Moldova, dar și alte țări din regiune, precum Grecia, Armenia, Georgia, Bulgaria și Ucraina. În vara acestui an a fost lansat oficial proiectul în Grecia, acolo de unde și a pornit ideea acestui proiect și unde domeniul agroturismului este un pic mai avansat comparativ cu celelalte țări. Grecia, reprezentată de municipalitatea Xanti, de fapt, este țara care a înaintat proiectul sau este aplicantul principal. Respectiv, am avut ocazia, vizitând această țară, să observăm că în domeniul agroturismului unele aspecte sunt mult mai dezvoltate decât în Republica Moldova și ceea ce presupune, de fapt, acest proiect este ca să preluăm practicile internaționale în domeniul dezvoltării agroturismului, având în vedere, de fapt, elaborarea unui sistem de certificare a calității în agroturism. Și în acest scop, un obiectiv important al proiectului este să fie elaborat un cadru comun de standarde în domeniul agroturismului și un sistem de certificare a calității. Din păcate, în Republica Moldova nu este un astfel de sistem și nu sunt standarde specifice pentru agroturism, iar acest proiect își propune să înainteze, deci, inițiative de, poate, modificarea legislației, cu atât mai mult că anul acesta a fost elaborată strategia Națională Turism 2020, în care este prevăzută și dezvoltarea segmentului turism rural. Cu toate că turismul rural este reflectat în strategia de dezvoltare a turismului ca fiind un domeniu activ al turismului, am constatat cu părere de rău că sunt foarte puține pensiuni agroturistice în Republica Moldova. Mai active au fost identificate circa 20 de astfel de structuri. Ele se conduc după un cadru legal foarte rigid și care nu oferă niște parametri foarte clari vis-a-vis de agroturism sau turism rural. Iar acest proiect își propune să sublinieze mai mult și să accentueze specificul agroturismului prin elaborarea acestor standarde de calitate care vor permite agenților economici locali, care de altfel vor pretinde să se numească pensiuni agroturistice, să se identifice mai ușor, să se poată promova la nivel internațional, să stabilească parteneriate cu agenți economici din același domeniu. Un alt obiectiv al proiectului este să fie promovat însăși conceptul de agroturism, pentru că, așa cum ziceam, nu este foarte clar definit nici în legislația națională, nici în legislația care vizează țările din Bazinul Mării Negre. Agroturismul este de cele mai dese ori confundat sau identificat cu turismul rural, deși este un segment mai specific și o parte componentă a acestui domeniu. Și în cadrul mai multor campanii de promovare care vor fi realizate în cadrul proiectului în următorii 2 ani, va fi promovat conceptul de agroturism.
Campaniile de promovare vor avea ca scop nu doar definirea agroturismului, dar și motivarea agenților economici din domeniu de a se auto-identifica, de a se conforma și a se alinia standardelor de calitate în acest domeniu. Iar în finalul proiectului, un alt obiectiv important este ca 5 pensiuni agroturistice din fiecare țară parteneră a proiectului, inclusiv din Republica Moldova, să fie certificate gratuit în baza unui mecanism foarte complex, care va fi elaborat de comun cu partenerii internaționale ai proiectului și evident că va fi discutat și aprobat cu actorii importanți din domeniul din țara noastră. Și totodată, pensiunile agroturistice care vor fi certificate, dar și cele care urmează să se certifice după finalizarea proiectului, vor avea un plus foarte mare ca rezultat a proiectului, pentru că o platformă de promovare va fi și site-ul proiectului, pagina web a proiectului CERTUR, www.certur.eu. Este o platformă creată pentru toate țările participante la proiect și respectiv interfața site-ului oferă posibilitatea accesării informației în toate limbile țărilor participante la proiect, inclusiv a noutăților din domeniu și a activităților derulate în cadrul proiectului în fiecare țară în parte. Republica Moldova este cea care coordonează acest instrument de comunicare. Beneficiul acestui instrument este că cei care vor accesa pagina web și în special pensiunile agroturistice vor avea ocazia să se promoveze atât la nivel național în Republica Moldova, cât și la nivel internațional. Ideea paginii web este de a crea o rețea, de a consolida rețeaua partenerilor proiectului. Este un canal de comunicare dintre partenerii proiectului, cât și beneficiarii proiectului în procesul implementării acestuia, cât și după implementarea proiectului. Este un instrument care va asigura durabilitatea proiectului. Pensiunile agroturistice, nemijlocit turiștii, vor putea să cunoască care sunt posibilitățile în fiecare țară în parte vis-a-vis de ofertele din domeniul agroturismului și vor putea să acceseze rețelele pensiunilor agroturistice din fiecare țară parteneră. Printre primele activități realizate în cadrul proiectului este un studiu profund vis-a-vis de situația în domeniul turismului rural, agroturismului în toate țările participante la proiect, inclusiv în Republica Moldova a fost elaborat un astfel de studiu care reflectă ceea ce s-a făcut până acum în acest domeniu și care sunt perspectivele de viitor, inițiativele atât care vizează cadrul legal și documentele de politici din acest domeniu, precum și inițiativele organizațiilor neguvernamentale din acest domeniu, care susțin foarte mult promovarea agroturismului ca segment aparte. De asemenea, a fost elaborat un studiu privind necesitățile și așteptările clienților în domeniul agroturismului. La acest studiu au participat turiști atât din Europa cât și de peste ocean, care au vizitat Republica Moldova anul curent și care accentuează foarte clar necesitatea de a îmbunătăți serviciile din domeniul turismului și agroturismului în special. Aceste studii, separate pentru fiecare țară în parte, vor fi comasate într-un studiu comun, care va fi publicat pe pagina web a proiectului și care va reprezenta o analiză foarte clar a ceea ce avem deja în acest domeniu și ce urmează să îmbunătățim
și în baza căruia vor fi elaborate standardele de calitate în domeniul agroturismului. Totodată, în cadrul proiectului vor fi evaluate practicile de succes din țările dezvoltate și cu istorie bogată în domeniul agroturismului. Aceste practici de succes vor fi incorporate într-o bază de date care va fi publicată pe pagina web a proiectului și va putea fi accesată în limba engleză. Practicile de succes vor reprezenta un punct de referință pentru a prelua pentru a prelua aspectele pozitive în acest domeniu, dar neapărat acestea vor fi racordate, vor fi suprapuse cu posibilitățile locale, cu contextul istoric și geografic local și precum și cu nivelul general de dezvoltare socială-economică a fiecărei țări în parte. Ca rezultat al proiectului va fi creată o rețea durabilă a beneficiarilor și partenerilor proiectului, iar membrii acestei rețele vor putea și după finalizarea proiectului să înainteze inițiative comune de dezvoltare a agroturismului, evaluare și monitorizare a procesului de certificare în acest domeniu în viitor. În concluzie, importanța acestui proiect are un caracter strategic pentru Republica Moldova, odată ce țara noastră, din păcate, nu are foarte multe resurse naturale, însă ne bucurăm că avem peisaje foarte frumoase, avem contexte geografice și istorice unice în Republica Moldova, care oferă oportunități foarte mari de dezvoltare a agroturismului în țara noastră. Iar pentru a atrage cât mai mulți turiști în țara noastră și pentru a le oferi posibilitatea să vadă ce înseamnă agroturism în Republica Moldova, acesta trebuie în primul rând să fie definit foarte clar și să fie elaborate standarde de calitate în acest domeniu. Cu atât mai mult, aceste standarde trebuie să fie aliniate celor deja existente la nivel european pentru a oferi mai multă credibilitate turiștilor din exterior, dar și turiștilor locali, care cu siguranță vor fi mult mai motivați să viziteze o pensiune agroturistică certificată și care corespunde unor standarde în domeniul agroturismului, iar resursele naturale și resursele umane pe care le avem noi deja trebuie să fie valorificate, având în vedere faptul că Republica Moldova are o poziție geografică favorabilă, aflându-se în centru, în inima Europei. Evident că turiștii din exterior, cei care vin de peste ocean, să zicem, venind în regiunea noastră, vor vizita nu doar Republica Moldova, dar și alte țări din regiunea Europei de Sud-Est, centru, și respectiv crearea unui traseu internațional la nivelul bazinului Mării Negre reprezintă un alt rezultat important pe care ne-l dorim în cadrul proiectului și care va favoriza turistul din exterior să aleagă anume acest traseu și să fie sigur că vizitând Republica Moldova și țările din regiune va putea accesa foarte clar o pensiune turistică, va beneficia de servicii de calitate. În acest sens, evident că standardele de calitate pe care ni le propunem să le elaborăm în acest domeniu vor determina anume acest lucru și vor spori gradul de încredere a turiștilor din exterior.